Mandatul la Casa Albă a primului președinte de culoare din istoria Statelor Unite este la final, moment în care vedetele care îi susțin pe democrați au ținut să le reamintească tuturor ce a însemnat acest lucru pentru afroamericani. Beyoncé și Jay-Z au declarat că Hillary Clinton este preferata lor în concertul pe care l-au avut în Cleveland, Ohio. Campania electorală pentru susținerea candidatului democrat la Casa Albă, Hillary Clinton, a intrat în linie dreaptă. Alegătorilor le-au fost oferite concerte cu acces liber, susținute de vedetele care s-au declarat de partea democraților. Un astfel de eveniment muzical a fost organizat în Cleveland, Ohio, iar starurile care au urcat pe scenă au fost, de această dată, Beyoncé și soțul ei, rapperul Jay-Z. Concertul a fost prilejul perfect pentru frumoasa cântăreață de culoare să-și amintească ce a însemnat pentru ea victoria lui Barack Obama la Casa Albă. 8 years ago, I was so inspired to know that my nephew, a young black child, could grow up knowing his dreams could be realized by witnessing a black president in office. And now we have the opportunity to create more change. Schimbarea care s-ar produce în istoria Statelor Unite prin victoria lui Hillary Clinton. Ea ar deveni prima femeie care va ocupa fotoliul de la Casa Albă. Because the soul is colorless, our soul is colorless. And I want to grow up in a world where my daughter has no limitation, where our daughter has no limitations. She feel like she can be whatever she want to be in the world. I want to be a president who helps everybody fulfill their God-given potential. And I can't do that unless on Tuesday we decide what kind of country we want to be. Will we reject a dark and divisive vision for our future and embrace a hopeful, inclusive, unifying America? Pe de altă parte, actualul președinte Barack Obama a avut parte de un moment inedit în timpul unui discurs susținut la Fayette University. Un admirator al rivalului republican Donald Trump și-a manifestat dezacordul cu discursul lui Obama. Președintele a replicat: Hold up! Hold up! Hold up! Everybody sit down and be quiet for a second. Everybody sit down and be quiet for a second. Now listen up. I'm serious. Listen up. You've got an older gentleman who is supporting his candidate. He's not doing nothing. You don't have to worry about him. Mulțimea a continuat să-l întrerupă, așa că președintele a continuat să îndemne să se oprească și a apărat dreptul bărbatului la liberă exprimare. First of all, we live in a country that respects free speech. So, second of all, it looks like maybe he might have served in our military and we got to respect that. Third of all, he was elderly and we got to respect our elders. And fourth of all, don't boo. Boo! Don't boo. Boo! Pe 8 noiembrie, Statele Unite își vor alege președintele dintre candidatul republican, controversatul magnat Donald Trump, și democrata Hillary Clinton.